ajute. În România, la fiecare recensământ, se declară un număr foarte mare de creștini, majoritate absolută. De unde vine însă numele de creștini, prea puțină lume știe. Și când, pentru prima dată în istorie, s-a ales această titulatură, când și-a asumat acest nume, ne spune Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 11, aici unde ne se relatează misiunea pe care a făcut-o între neamuri, mai ales Pavel și Barnava i s-a adăugat. Iar aici ni se spune că în Antiohia, zice, pentru prima dată ucenicii s-au numit creștini, la versetul 26, capitolul 11. Sfântul Ioan Gură de Aur zice, iată, nu în Ierusalim, unde s-au convertit ca la 3.000, încă de la început, nu în alte părți, ci în Antiohia, cei care au ales să creadă și să urmeze lui Hristos s-au numit pe sine creștini. E un fapt relevant. De ce nu în Ierusalim? De ce în Antiohia? Dimpotrivă, Ierusalimul, pentru că, deși mulți au crezut în Hristos și mai mulți nu au crezut și au ales în continuare să rătăcească, a ajuns la un moment dat chiar la modul fizic să fie ras de pe fața pământului. Și iată, nu acolo creștinismul a primit acest nume, creștinii au primit acest apelativ. Ca să fim demni de acest nume, așadar, să ne îndreptăm privirile mai ales către ceea ce s-a întâmplat acolo, în Antiohia, unde a stat Sfântul Apostol Pavel vreme de un an de zile și i-a învățat poporul, i-a așezat pe calea aceasta a credinței cele adevărate și iată, asta suntem și noi chemați, să înțelegem că nu e de ajuns, așa cum evreii, faptul că erau poporul ales și au fost până a venit Hristos, nu au fost ei învredniciți a se numi pe sine creștini mai întâi, ci iată, cei dintre păgâni, cei din Antiohia, unde un oraș întreg, practic, aproape s-a convertit și ei, acolo s-au numit creștini, tot așa și noi. Nu-i de ajuns că am primit prin botez și am moștenit numele de creștini, că ne declarăm la recensământ ca atare, ci e nevoie de faptele noastre. Cum spune Sfântul Grigore de Nisa, nu faptul că ești numit într-un fel te arată pe tine ca atare, ci faptele tale te arată. Deci avem nevoie, într-adevăr, să arătăm și noi prin ceea ce facem credința aceasta, să urmăm lui Hristos așa cum a urmat acești antiohieni. De asemenea, e nevoie să fim foarte atenți la variațiunile acestei titulaturi. Spre exemplu, unii folosesc cuvântul ortodoxism. Este greșit pentru a arăta dreapta credință, pentru că, în general, ismele au o nuanță peorativă. Vorbim despre ortodoxie. Din punctul acesta de vedere, am putea spune că și creștinism nu este chiar un cuvânt foarte adevărat, noi îl folosim, dar acolo deja se arată o influență pe care o are un comportament creștin în societate. Noi suntem chemați să ne ridicăm de la creștinism la statutul de creștin și de următori ai lui Hristos. Este un traseu pe care îl avem de urmat și nu să transformăm, să coborâm credința în Hristos și să o coborâm la nivelul acestei lumi, făcând tot felul de instituții pe care să le adaptăm acestei lumi, ci suntem chemați să ridicăm lumea aceasta la Hristos și, din păcate, prea adesea se vorbește de creștinism și prea puțin de Hristos ca persoană. Aici suntem chemați să fim într-o relație cu
cu Dumnezeu cel viu, cu o persoană și nu cu niște valori pe care le numim creștine sau cu anumite idei pe care le extragem, zicem noi, din sfera creștinismului. Deci e o mișcare la care suntem chemați cu toții dacă vrem cu adevărat să ne trăim credința.